În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Care este cea dintâi poruncă din lege? Iubiți credincioși, iată că Sfinții Părinți ne-au rânduit ca astăzi să ne propună a ne aduce aminte de un moment petrecut de Mântuitorul în mijlocul ucenicilor, dar în același timp și în mijlocul fariseilor, al cărturarilor, care căutau să-L prindă în cuvânt. Și anume, aceștia puneau întrebări de multe ori retorice, la care nu de răspunsul lor duceau lipsă, ci vroiau să vadă cum și în ce fel pot să-L prindă pe Hristos în cuvânt, cum pot să răstălmăcească răspunsul pe care îl dă la întrebările respective. Și iată că spune Sfântul Evanghelist Matei că într-una din zile a venit un învățător de lege ispitindu-l și zicându-i: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Mântuitorul a răspuns pe dată: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată vârtătea ta și din tot cugetul tău, este cea mai mare poruncă din lege. Și a doua, asemenea acesteia, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În acestea două constă împlinirea tuturor poruncilor. Și probabil că s-a așternut prea multă liniște după acest răspuns, pentru că Mântuitorul imediat s-a adresat cărturarilor și a spus: vouă ce vi se pare despre Hristos, al cărui fiu este El? Și eu răspuns foarte repede: al lui David, este fiul lui David. Și atunci Mântuitorul spune: cum este El fiu al lui David, când acesta îl numește pe El Domn, atunci când spune: zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi așternut picioarelor mele. Și nemai știind ce să-i răspundă, din acel ceas, spune Sfântul Evanghelist Matei, nu l-au mai întrebat pe el nimic. Iubiți credincioși, cele două răspunsuri pe care le aflăm astăzi sunt legate între ele și mai ales trebuie să ne gândim la următorul lucru. De ce Mântuitorul a simțit nevoia să adreseze și el o întrebare celorlalți? Dar vedeți că Mântuitorul n-a răspuns cu o întrebare, ci a adresat o întrebare după ce răspunsese la întrebarea pe care o adresaseră fariseii și cărturarii. De ce punctez acest lucru? De multe ori, atunci când întrebăm pe cineva și vrem un răspuns foarte clar, primim o altă întrebare. Și nu este așa o mare filozofie. Să nu credem că ni se răspunde cu o întrebare așa numai de către filozof. Nu. Și acasă când te duci, te întreabă cineva foarte apropiat la ce oră vii? Și, sau întrebi pe celălalt când pleacă de acasă: la ce oră vii? Și imediat ți se răspunde: ce, dar trebuie să viu mai devreme? Păi nu, te-am întrebat, pur și simplu. Acest joc de întrebare și răspuns este unul care, din păcate, reglează neputința în celălalt. În loc să se răspundă concret la întrebare, se adresează o altă întrebare. Dar de ce mă întrebi la un moment dat? Sau dacă cineva este ispitit într-un fel așa, imediat începe și se disculpă: dar și cu tare a făcut? Nu, dar eu am întrebat de ce ai făcut tu. Niciodată nu suntem atât de sinceri și atât de pregătiți ca atunci când ne întreabă cineva așa foarte franc să răspundem la întrebare. Am mai constatat și un alt fel de genuri de răspunsuri. Când întrebi de ce ai făcut cu tare lucru, imediat se răspunde că așa se face, pentru că și cu tare a făcut. Dar e frumos, da, a făcut și cu tare. Trebuie să ne asumăm. Astăzi învățăm să ne asumăm. Și anume,
Când Mântuitorul a răspuns la întrebarea care este cea mai mare poruncă din lege, să știți că presiunea era foarte mare. Pentru că iudeii țineau la, cum de altminteri și trebuie să ținem și noi, la toate poruncile la fel. Și chiar spun Sfinții Părinți, o poruncă încălcată cu fapta sau cu gândul este o poruncă încălcată. Ori ai omorât pe cineva fizic, cu cuțitul sau cu cine știe ce, ori ai bârfit pe cineva ucigându-i imaginea lui, este același lucru. Și o să spuneți, păi bine, bine, dar nu e chiar așa. Ba da, chiar așa este, din punctul de vedere al moralei. Chiar îmi aduc aminte că spunea în alt pasajul Anania, Dumnezeu să-l odihnească, zice, cuțitul, din punct de vedere moral, este neutru. Dacă eu îl folosesc să tai pâine, să împart la masă, îl folosesc cu bine. Dacă îl folosesc înjunghiind pe un frate de-al meu, este un lucru rău. Dar nu cuțitul este de vină, ci gândul meu și utilizarea lui de către mine. Iată că trebuie să știm că ne înconjurăm de lucruri cărora noi le dăm într-un fel sau într-altul o utilizare. Bunăoară, chiar și hainele noastre sunt de mai multe feluri. Dacă ne îmbrăcăm ostentativ, dacă ne îmbrăcăm smerit sau dacă ne îmbrăcăm de necesitate, acestea spun despre noi gândul pe care l-am avut atunci când am purcedat la a ne îmbrăca. Eu, unul personal, de multe ori n-am înțeles anumite accesorii la ceilalți și multă vreme eram tentat să judec și m-am potolit, pentru că orice accesoriu vorbește despre cel care îl folosește. Chiar am să vă spun ceva, plecam într-un obicei al nunții, fiind naș, și soția m-a îndemnat să iau cravată. Și am spus, nu pot să iau cravată. Păi de ce? Păi trebuie să iau papion. De ce? Zice, dar tu știi că papionul se poartă numai seara, numai de la o anumită zi. Dar știu. Dar problema este următoarea. Eu cu cravată mă duc la piață. Pentru că așa mă duc eu la piață. Ce vrei să mă duc acolo la nuntă ca la piață? Și atunci mi-am dat seama că așa cum gândesc eu, nu puteam să scriu pe fruntea mea, bă, fraților, deși este ora 12 și eu nu sunt întâmpit, știu că papionul nu se poartă la ora aceasta, uite-l port pentru ca să fac și o diferență, că nu mă duc la piață, mă duc la nuntă. Dar nu puteam să scriu aici. Și am zis, a, înseamnă că și eu trebuie să știu despre ceilalți același lucru. Când îl văd pe câte vreun înzorzonat, așa, ăla face parte... Zorzoana aia face parte din personalitatea lui. Și trebuie să învățăm că sunt anumite lucruri pe care unii le consideră utile, alții nu le consideră utile. Unii le folosesc într-un fel și alții le folosesc în alt fel. Ce trebuie noi să învățăm? Să nu-i mai judecăm pe ceilalți. Pentru că în măsura în care nu-i mai judecăm pe ceilalți, avem și noi libertatea de a folosi anumite lucruri într-un fel sau într-altul. Iubiți credincioși, să știți că Mântuitorul astăzi ne-a punctat cu curaj care este cea mai mare poruncă din lege, tocmai a ne așeza într-un raport cu Dumnezeu. Și anume, ne-a spus foarte clar, prima poruncă este să iubești pe Dumnezeu și a doua este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. V-am mai spus și altă dată că acest a iubi pe aproapele ca pe tine însuți, de fapt, este metrul etalon de iubire, ca să știi cât de intensă este și cât de intens este sentimentul pe care îl investești în ceilalți. Știți că și dacă găsești pe stradă niște bani, întâi îi numeri ca să vezi cât ai găsit. Așa, când am aflat prima dată lucrul acesta, așa am crezut că este un lucru hilar, dar nu, este o realitate. Așa se întâmplă și cu metrul etalon. Dacă cineva te iubește, să știți că te iubește așa cum știe el să iubească. Nu o să ceri de la o persoană rece să te iubească într-un fel în care aștepți tu să te iubească o persoană caldă. Și nu trebuie să-l consideri vinovat pe celălalt că te iubește atât, pentru că atâta poate el.
Asta ne învață pe noi Dumnezeu când spune că a doua poruncă din lege este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci Dumnezeu nu ne poruncește lucruri care nu ne stau nouă la îndemână. Nu ne poruncește să măsurăm în inci o distanță dacă nu suntem în lumea centimetrului. Nu ne poruncește Dumnezeu să folosim unități de măsură pe care nu le cunoaștem. Cine poruncește Dumnezeu să fim atenți că noi suntem unitatea de măsură. În sentiment, unitatea de măsură, v-am spus și altă dată, este suferința. Să nu credeți că iubirea se măsoară în declarații de dragoste. Nu. Iubirea se măsoară în suferință. În capacitatea unuia de a suferi pentru cel pe care îl iubește. Și dacă mă aud pe mine zicând anumite lucruri și pe acasă, vă mai aduc aminte că, de exemplu, puteți să spuneți celor dragi te iubesc de 1.000.000 de ori, dar iar încercați astăzi, după ce ați fost servit, să vă ridicați să spălați farfuriile, nespunându-i că o iubiți, să știți că va înțelege mult mai bine din acest gest și din altele, dacă putem să le facem. Sunt foarte multe lucruri pe care noi le raportăm așa în văzduh și purcedem la a scrie tot felul de mesaje, dar lumea de lângă noi are nevoie de mângâierea noastră exactă, de compasiunea noastră și mai ales de măsura iubirii noastre. Dacă putem să iubim mult, iubim și celălalt simte. Dacă putem să iubim puțin, iubim și celălalt simte, dar simte că este maximum pe care putem să-l oferim. Dacă știm să suferim pentru celălalt, cu siguranță că celălalt va simți că iubim cu maximă intensitate. Și acum, mergând mai departe de la porunca iubirii, aflăm care este ordinea în care trebuie să iubim. Și anume, când întreabă Mântuitorul despre Hristos, ce părere aveți, al cui fiu este? N-a întrebat ca să încuie pe cărturași și pe farisei, ci a întrebat ca să-i lămurească. Și anume, să vadă cam cum văd ei cine este Hristos. Și când au răspuns, este fiul lui David, Mântuitorul le-a spus, nu se poate. Pentru că, dacă ne uităm așa cronologic, cum spune David, zisa Domnului, Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până și voi pune pe vrășmașii tăi așternut picioarelor tale. Dar ei n-au întrebat nimic. N-au întrebat nimic pentru că le-a fost teamă ca nu cumva să li se răstoarne tot sistemul lor de valori. N-au întrebat nimic ca nu cumva să-i dea Mântuitorului posibilitatea să îi uluiască și mai tare, ca să spunem așa. N-au întrebat cum adică devine că David este mai mic decât Hristos, dacă este născut înainte, n-au întrebat lucrurile acestea pentru că ei deja chipurile le știau pe toate. Ei, să știți că aici am vrut să ajung. De multe ori, atunci când avem oarece nelămuriri, încercăm să fim lămuriți de cei îndreptățiți să o facă, dar dacă nu găsim răspunsul pe care noi îl intuim, nu e valabil sfatul pe care îl primim. Atunci, de ce mai întrebăm? Din două motive. Ori ca să ne aflăm în treabă, cum zice românul, ori ca să îl punem pe celălalt într-o dificultate. Pentru că noi oricum nu ascultăm decât dacă se potrivește așa oarecum ceea ce am întrebat noi cu ceea ce intuim că ar fi răspunsul. Aici a vrut să ne aducă Dumnezeu. Să nu credem că lucrurile sunt așa cum sunt în mintea noastră. Dacă noi l-am văzut pe Dumnezeu că trebuie să-L iubim, este prima poruncă din lege, imediat mi s-a dat și un regulament de funcționare, care este în articolul 2. Iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Înseamnă că, până la Dumnezeu, trebuie să rezolvăm problema iubirii cu noi înșine. Apoi să o verificăm cu aproapele și de-abia, la urmă, să știm că aceea este unitatea de măsură pentru Dumnezeu. Cum pot eu să zic, Doamne, te iubesc
când nu știu ce înseamnă lucrul acesta. A, ne spune în articolul 2 că iubirea este cea pe care o manifestăm față de noi și față de aproapele. Adică față de aproapele, ca și când o manifestăm față de noi înșine. Și vei spune, a, da, da, eu mă iubesc foarte mult. Nu e adevărat. Aș vrea ca tema de astăzi să fie un exercițiu pe care am să vi-l dau să-l faceți măcar până săptămâna viitoare. Acela de a vă întreba cât de mult sau de puțin vă iubiți. Și o să constatați cât de puțin vă iubiți. Dacă vă iubiți, ar trebui să fiți în centrul atenției. Și vă spun că nu sunteți în centrul atenției. De vreme ce nu vă odihniți cum trebuie, de vreme ce nu vă alimentați cum trebuie, de vreme ce nu vă îmbrăcați cât trebuie. Și atunci, haideți să o luăm de la capăt. Împărțim iar ziua în trei, cum am mai zis și altă dată, că de-aia e făcută din 24 de ore, nu din 26, și aflăm că 8 și cu 8 și cu 8 fac 24. 8 am zis că trebuie să le dăm pentru celălalt, adică să muncim. 8 celălalt trebuie să le dăm pentru familia noastră, iar ce ne-a mai rămas trebuie să ne odihnim, adică pentru noi. Și în momentul în care tragem linie și vedem că 8 dintr-o parte s-a făcut 12 și 8 din partea cealaltă s-a făcut numai 6, ne dăm seama că nu ne iubim. Și atunci cu metrul acesta frânt, că nu mai e de 100 de centimetri, ce facem? Cu el măsurăm iubirea față de celălalt. Avem un metru care nu este un metru. Vă mai aduc aminte așa în câteva cuvinte ce am pățit eu când am cumpărat de la Dubai material să-mi fac 2 reverende. Că așa am propusesem eu să fac numai câte 2. Și să mă îmbrac așa cu bucuria că știu de unde am cumpărat materialul respectiv. Acum și când mă duc în câte un loc, îmi place să vin de acolo cu ceva, ca atunci când mă îmbrac cu respectivul obiect să mă transport oarecum dincolo. Și am luat eu zi, bă, nu de 2, de 2 jumate, așa, să mai rămână ceva. Și când am ajuns, bretul croitor mi-a zis, părinte, dar baia ești una. Aici zic, dar nu se poate. Deci, da, în primul rând, nu era măsurată cu metru, era măsurată cu iardul. Și în loc de 100 avea 90. Și în loc să fie dublu lat, era dublu lat, dar pe limba lor. Și de-abia mi-a ieșit de o reverendă. Fraților, problema este următoarea. Este în ograda noastră iubirea. Este în ograda noastră metru etalon cu care trebuie să măsurăm distanța cu celălalt și este numai în ograda noastră să ajungem să plinim și prima poruncă. Dumnezeu ne cere întâi să o plinim pe a doua. Că a zis, în acestea două stă împlinirea legii. Iubiți credincioși, mesajul de astăzi este acela ca de acum înainte să ne uităm mai mult în oglinda sufletului nostru să vedem dacă într-adevăr avem unitate de măsură pentru a ne așeza într-un raport cu celălalt, într-un raport până la urmă cu Dumnezeu, dar în primul rând să nu uităm că acest raport se săvârșește prima dată în noi. Un om împăcat cu el este un om care poate să împace și pe alții. Un om care este în veșnică ceartă cu el însuși și veșnic răspunde la întrebări cu alte întrebări, nu va fi în stare niciodată să aibă stare de pace și nu va putea să iubească pe Dumnezeu pentru că, de fapt, nu se iubește pe El. Iubiți credincioși, acesta este mesajul și aceasta este chemarea pe care astăzi Hristos ne-o adresează când spune că trebuie să fim atenți cine cui îi este fiu, David lui Hristos sau Hristos lui David. Dumnezeu ne așteaptă să-i fim lui fii. Și dacă vrem să-L iubim, trebuie să ne iubim pe noi, pentru că așa cum ne iubim pe noi, îl iubim pe aproapele nostru. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.